cadrul ședinței Curții de Conturi, avem o chestiune pe ordine de zi, ce ține de raportul auditului de performanță a fondului rutier. Raportul este doamna Aleona Voroceanu. Scopul acestei misiuni a constat în determinarea funcționalității sistemului de gestiune a mijloacelor fondului rutier și stabilirea dacă aceste resurse au fost utilizate într-o manieră eficientă și eficace în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate și siguranței la trafic. Perioada auditată a cuprins anii 2014-2016, valoarea mijloacelor financiare evaluate constituind 3,4 miliarde lei sau 100%. Auditul a constat că an de an resursele destinate fondului rutier au atestat o atenuare lentă, cuantumul căruia, executat în anul 2016, a atins nivelul de 1,15 milioane lei sau cu 307,3 milioane lei, mai puțin față de anul 2014. Auditul a constatat ineficiența și lipsa transparenței decizionale la repartizarea resurselor fondului, care subminează substanțial contribuția utilizatorilor de drumuri publice. Volumul mijloacelor nerepartizate pentru fondul rutier a însumat circa 1.301 milioane lei. Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de consumator al datelor Registrului de Stat al Transporturilor, nu beneficiază de acces la informație zilnică. Evaluările auditului au constat că în pofida încasărilor realizate pe parcursul anilor 2014-2016 au fost înregistrate și restanțe la taxele rutiere. Eficiența mijloacelor fondului rutier a fost afectată de unele deficiențe și nereguli atestate urmare a realizării procedurilor de achiziție organizate și desfășurate de către Administrația de Stat a Drumurilor. Urmare celor relatate se concluzionează că obținerea eficienței și eficacității în aplicarea mecanismelor existente pentru funcționarea fondului rutier necesită fortificarea continuă a proceselor privind administrarea și gestionarea resurselor fondului. Luată asistență, cred că dumneavoastră luați cunoștință de acele sondaje care apar în ultimul timp în Republica Moldova și cred că ați văzut că starea drumurilor este o chestie care deranjează foarte mult cetățenii Republicii Moldova și eu cred că au dreptate, nu mare dreptate, mai ales că îi plătesc și impozite pentru ca starea drumurilor să fie bună. Este o chestie care puțin ne deranjează pe noi, adică nu prea avem pe cine întreba. Administrația, reforma administrației publice centrale a modificat multe lucruri și noi o să încercăm să facem lumină în aceste chestiuni, întrebări, cel puțin pentru anul viitor, când o să venim, deja o să fiți dumneavoastră în funcțiile care avem, să avem pe cine să întrebăm ce se întâmplă. Niciodată nu a fost ușor de a promova sau din primă lectură să treacă programul fondului rutier. Mai mult ca atât, cu diminuarea sau micșorarea sumei fondului rutier, mai mult și mai mult sunt în ponderea, mai mult este îndreptate pentru întreținere de rutine și pentru lucrările de urgență. Procesul de achiziționare a lucrărilor și ce se întâmplă că parcursul a mai mulți ani de zile sunt porțiuni de drumuri care nu se duc la bun sfârșit. Achiziționarea a fost, lucrările au fost, după aceea apar subantreprenorii, apar alte lucruri care până la urmă lucrurile stau nemișcate. Eficiența utilizării mijloacelor fondului TIER, în primul rând, este dependentă de predicabilitatea mărimii fondului TIER an de an. Credeți-ne, ceea ce am arătat noi în raport este o chestie mizeră din ceea ce se întâmplă pe drumul Republicii Moldova. Da, nu avem noi capacitate ca să mergem să arătăm starea lor reală. De aceea, eu vreau să înțeleg niște lucruri care din raport n-am putut să le înțeleg. Ce se întâmplă? De ce noi nu știm care e numărul de mașini, de autovehicule în Republica Moldova? Fiindcă avem registru care ne dă un număr de automobile, când mergem la înmatriculare, la testarea tehnică lor, e alt număr de automobile. Când mergem la ceea ce, care bani sunt vărsați în fondul rutier, după testările tehnice, sunt alte sume.
mai comparăm cu sumele care țin din inspectoratul fiscal, unde eu știu altceva. Adică eu aș fi vrut aici, asta și întrebare, dar asta și o doleanță față de organele care au atitudini la lucrul ăsta, Ministerul de Interne, Inspectoratul Fiscal, ANTA, tot ce ține de testarea tehnică. Noi avem nevoie de un sistem foarte clar, ca să ne fie foarte clar ce se întâmplă noi în Republica Moldova. Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, dușmanul cel mai mare a drumurilor este, cred că, sarcina pe osi. Și aici noi avem foarte mulți antrenați, mulți inspectori, avem foarte multe cântare pe traseu, dar, din păcate, când mergem spre Leușeni, deja vedem, după un an de reparații, drumurile sunt deteriorate. Avem un drum extraordinar, Orhei, Râbnița, și noi știm foarte bine, scară ciment de la fabrica de ciment și nimeni nu respectă chestia asta. Dar noi acolo avem oameni care lucrează. Ce se întâmplă? Oameni nu-s de calitate? Sau este înțelegere cu transportatorul? Sau alte lucruri apar? Sau este vorba de integritatea celor care stau la cântar? Hai să dau o întrebări. Mi spun și pe aceea eu să permit membrilor curții să veniți cu întrebări. Vă rog. Inspectorii stațiilor tehnice introduc în baza de date toate informațiile ce țin de vehiculul rutier la trecerea inspecției tehnice. Și deci tot atunci se introduce plata pentru drumuri. Cât de bune drumuri n-am avea noi dacă nu suntem de veia lor, lucrurile se meargă prost. Și cântarele sunt variante acum. Deci eu cred că puteți să veniți la un sistem electronic deja. Ușor, ușor, cum dezvoltat rețeaua națională. Puteți planificați ca să fie un control deja independent, în afara celor care cântăresc, fiind cei care cântăresc au grijă de alte lucruri. Suma de 49 de milioane va fi utilizată? Acele proiecte vor fi utilizate sau nu? Periodic au fost schimbate și conducerea și prioritățile în sectorul drumurilor. Iar aceste priorități schimbându-se, deja se apăreau alte necesități de a fi executate. Legea 181 privind finanțele publice și responsabilități bugetare fiscale, care a fost aprobată în 2014, stipulează că nu pot fi în buget făcute legături directe între venituri și cheltuieli. Fondul rutier este exact pentru reparația și susținerea drumurilor, infrastructura drumurilor. Și atunci când iau contracte și așteptăm până ce vine iarna și dumneavoastră începe să-i finanțați, lucrurile astea nu dau rezultate. Procesul de achiziție, pentru că de o parte trebuie să fie la timp și repede să meargă, de altă parte, finanțarea din partea dumneavoastră trebuie să fie la timp. Dacă ea vine în iarnă, noi drumul iarna nu mai facem. De ce ASD a contractat lucrările de reparație capitală în sumă totală de 29,35 milioane lei, în lipsa proiectelor elaborate și verificate în modul stabilit? Aceste lucrări, de fapt, nu sunt de reparație, dar sunt lucrări de întreținere, sunt lucrări pentru ce prevăd profilarea cu adaos de material, profilarea drumurilor din Petriș. Pentru astfel de lucrări nu se solicită proiect de execuție. Care este total personal angajat în aceste întreprinderi de stat și care e situația patrimonială? Atâția drumuri chiar sunt în lipsă de personal calificat pentru executarea lucrărilor. Ați identificat cauza de ce aceste lucrări nu au primit avizul Inspecției de Stat a Construcțiilor? Deci la terminarea lucrărilor se înaintează scrisorile către Inspecția de Stat în Construcții și se oferă răspuns și pe un an jumate. Eu cred că Curtea de Conturi, misiunea de audit, și-a atins obiectivul. Noi am planificat în 3 luni de zile să lucrăm asupra acestui misiuni de audit. Am lucrat un an de zile. Eu cred că misiunea de audit s-a descurcat în toate problemele care sunt și țin de fondul rutier. Noi nu vrem într-un cuvânt, dacă ar fi într-un cuvânt, să răspundem dacă este gestionat în mod eficient și eficace fondul rutier, în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate. Eu n-aș vrea să răspund într-un cuvânt nu. Poate n-ar fi corect. Dar, în tot cazul, în acest raport, dumneavoastră să găsiți recomandări la fiecare capitol cum să îmbunătățiți starea de lucruri, începând de la colectarea banilor în fondul rutier și terminând cu licitațiile care, la părerea misiunii de audit, sunt cele care generează, începând de la lucruri care țin de deturnări de fonduri și terminând cu atragerea companiilor care nu au experiență în domeniu. Este exemplu. Chișinău-Ungheni, avem alte exemple în jur. În recomandări o să găsiți și recomandări în privința
achizițiilor, cum să le facem, că noi credem că cel mai important este, în primul rând, experiența în domeniu și apoi toate celelalte. Curtea se va retrage în deliberări. Noi vom, în bază la ceea ce am discutat astăzi, vom lua decizii și vom adopta hotărârea și acest raport. El va fi publicat în Monitor Oficial. Din moment când va fi publicat în Monitor Oficial, hotărârile Curții de Conturi sunt obligatorii. Noi, la multe chestiuni, la multe recomandări, am dat un termen de 12 luni de zile, dar noi mai avem un obiectiv care se numește impact și finalitate. Noi, peste 6 luni de zile, o să venim din nou la instituțiile care gestionează fondul rutier și o să vedem cum se îndeplinesc recomandările Curții de Conturi și nu se exclude că la finele anului 2018 noi să ne mai întâlnim o dată cu dumneavoastră aici. V-am spus că în rezultatul tuturor evenimentelor care țin de reorganizarea administrației publice centrale, noi nu putem să întrebăm cineva mai dur ce aici se întâmplă. Dar să știți că la 2018 și la finele, dumneavoastră o să aveți deja un staj cu un an de zile lucrate în aceste instituții și atunci o să fie întrebările puse direct către cei care se găsesc vinoveți.